Românii înțepenesc zilnic în fața televizoarelor circa 6 ore. Apogeul este atins în weekend, 407 minute, adică aproape 7 ore. Este media primelor 8 luni ale acestui an, cum indică un studiu realizat de Agenția Inițiative pentru pagina de media.ro. În ianuarie, media a atins 7 ore și 15 minute. Prin comparație, la nivel global, timpul mediu petrecut anul trecut în fața televizorului a fost de 3 ore și 12 minute, deci cam jumătate. Discutăm despre acest fenomen cu doamna Cătălina Dumitrescu, psiholog și psihoterapeut clinician. Ce satisfacție oferă televizorul privitorului la nivel mental? Păi, televizorul, în primul rând, e cea mai ieftină distracție. Până una alta, nu costă timp, nu costă efort, nu trebuie să mă îmbrac, nu trebuie să mă aranjez când mă așez în fața televizorului. Și odată, în primul rând, e un confort pe care mi-l creează. Apoi, satisfacția e că poți urmări diferite programe care îți fac plăcere, diferite filme care îți fac plăcere, într-adevăr. Dar poate avea și dezavantaje. Adică e o fugă până la urmă de realitate, faptul că încep să petrec din ce în ce mai multe ore poate afecta somnul, scade calitatea somnului, pentru că apar diverse tulburări de somn, cum ar fi insomniile. Somnul nu mai are aceeași calitate pentru că am un somn agitat, rămân în psihicul meu preia toate informațiile și rămân așa într-o stare de agitație și automat somnul e unul mai agitat, mai nervos, mai neliniștit. Cam astea ar fi efectele imediate sau pe termen lung ale privitului excesiv la televizor, pentru că totul vorbim de poate să ducă la o izolare, da, poate să ducă și la o izolare până la urmă socială. Cu cât stau mai mult în fața televizorului, cu atâta nu mai mi arde nici să mă aranjez, nici să mă îmbrac, nici să ies, sau poate ies doar strict uzual, îmi fac treaba, mă duc acasă, la servici, mă îndeplinesc sarcinile corespunzătoare zilei de muncă și mă întorc acasă și stau la televizor. Poate să fie și o izolare socială, practic, nu mai dezvolt timp pe care să mi-l petrec cu prietenii, cu familia. Poate să fie o însingurare până la urmă, să vorbim de o însingurare, să ducă la o însingurare și a individului. Și care ar fi niște soluții mai la îndemână și la fel de ieftine, chiar pe timp de toamnă, când nu-ți mai e atât de la îndemână să ieși în parc să te plimbi? Mersul la mall acum e până la urmă una dintre noile metode de petrecere a timpului. Până la urmă, într-adevăr, un mall poate să-ți ofere diverse activități, nu numai mersul prin magazine, sunt patinoare, am observat, tot felul de lucruri în care poți să-ți petreci într-un fel oarecum timpul. Există și plimbatul afară, chiar dacă e mai frig afară, ne îmbrăcăm un pic mai bine și ne plimbăm. Ieșitul la aer liber e recomandat de toți specialiștii. În general, marea majoritate specialiștilor recomandă ieșitul, minim 30 de minute pe zi, mersul pe jos.